Bun găsit! Eu sunt Evi și te invit să discut împreună cu colegii și învățătorul despre simbolurile naționale ale unui stat. Poți opri filmulețul. Orice stat are anumite simboluri naționale, cum ar fi un drapel, o zi națională, un imn, o stemă și un sigiliu. În România, existența acestora este prevăzută de articolul 12 din Constituție. La sărbătorile naționale, românii îmbrăcați în costume populare poartă cu mândrie drapelul tricolor. Steagul țării noastre are trei culori. Acestea sunt așezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roșu. Opriți filmulețul și realizați drapelul României. Dar oare cum a apărut tricolorul? Știați că există o poveste frumoasă în care se explică de ce drapelul țării noastre cuprinde aceste trei culori? Vă invit, dragi copii, să citiți Legenda tricolorului. Pentru a înțelege textul Legenda tricolorului, vă invit să citiți explicația următoarelor cuvinte. Opriți filmulețul și discutați cu colegii și învățătorul. Citiți Legenda tricolorului de Andrei Ciurunga. Opriți filmulețul. Apăsați butonul de pauză și citiți continuarea întâmplării. Povestiți oral textul cu ajutorul întrebărilor, dar și cu ajutorul celor patru imagini oferite. Amintiți-vă când și unde se petrece întâmplarea, cine sunt personajele, povestiți ce s-a întâmplat pe parcursul desfășurării acțiunii și mai ales la final explică de ce drapelul nostru are cele trei culori, roșu, galben și albastru. Pe curând!